Primele exemple în acest caz le-ați putut vedea în cadrul știrilor MIX TV de săptămâna trecută. Brașoveanca Mia Zestran s-a trezit că vecinii săi au început să își înalțe locuința fără să le pese de ceea ce îi înconjoară. Urmează cazul locatarilor unui bloc de pe strada Mihai Viteazul. Aici oamenii s-au văzut în fața imobilului cu o construcție mai mare cu 2 etaje decât blocul în care locuiesc. Și asta în ciuda sesizărilor repetate pe care le-au făcut la primăria Brașov. Vedeți că ne bagă cineva în seamă? Și șeful de scară, asociația a încercat să se zizeze, nu ne bagă nimeni în seamă. Păi când deschideam geamul, vedeam strada, vedeam oamenii trecând, vedeam pomii, iarbă verde, acum vedem ziduri gri și bolovani. Reclamații s-au făcut sesizări, răspunsul a fost că din partea lor că s-a respectat normele și că dacă avem o oră soare pe zi este suficient. Asta a fost răspunsul lor. Vă dați seama, deci cu o oră de soare pe zi poți să stai liniștit. Și-au bătut joc de noi, din toate punctele de vedere. Nu mai ai lumină, nu mai ai căldură, nu mai ai luminozitate, nu poți să gătești cu geamurile deschise pentru că se stinge focul. Dacă la nivel general putem defini o zonă că ar fi pentru industrie sau că ar fi pentru zonă de locuințe, nu putem impune unui om să nu construiască pe un teren pe care este proprietar doar pentru că, să spunem, afectează vecinii care se obișnuiseră cu anumită priveliște, iar după edificarea acelei construcții nu mai au aceeași priveliște. Oamenii sunt supărați mai ales că noua construcție s-a realizat foarte aproape de blocul lor, deși regulamentul general de urbanism spune altceva. În conformitate cu regulamentul general de urbanism, distanța care era prevăzută acolo era cam jumătate din înălțimea maximă a clădirii învecinate. De acum încolo, cred, așa văd eu și cum se vede, că astfel de cazuri în Brașov nu cred cum să se mai întâmple. Peste tot, s-au făcut greșeli, ce să zic. Nemulțumiți sunt și oamenii din cartierul Schei din cauza unui alt hotel care a apărut parcă peste noapte chiar în Piața Unirii, în locul unei clădiri dezafectate, lăsând locuitorii de aici și fără micul spațiu de joacă. Aici a fost înainte un complex unde funcționau mai multe chestii, de exemplu atât de tăia geamuri, croitorie și nu știu, pe semne ceva s-a întâmplat de n-a mai funcționat și a apărut această construcție. Cineva spune niște bani, părerea mea aici. Și plus de asta parcul acesta care era aici era bun pentru copilaj, veneau bunicii cu nepoții aici, se relaxau. Buricul târgului, da, dacă ai bani, sigur că da. Toate vin ca pe tavă, ca la autoservire, dar dacă ai bani. Cine n-are bani, tot a mărit, vai de cap. Cu cât înaintăm mai mult în cartierul Schei, observăm că se construiește ca pe un mare șantier. Pe câte un vârf de deal se mai vede câte o casă abia răsărită, iar cele vechi se mai înalță cu un etaj sau 2. Dar dacă toți proprietarii se încadrează în prevederile legale, construcțiile pot continua fără frică. Aceste lucruri sunt posibile probabil și din cauza faptului că legea în domeniu a fost destul de permisivă. Legea privind eliberarea autorizației de construcții s-a modificat de-a lungul anilor de foarte multe ori. Câteodată pe an, mai exact, legea numărul 50 din 1991 este de altfel una dintre cele mai modificate legi din țară. Abia la începutul lui 2009 s-a făcut o nouă modificare ce a adus totodată mai multe restricții în domeniu.